Bună seara și bun găsit! Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a adoptat hotărârea potrivit căreia, începând cu data de 5 februarie 2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, barurilor, cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă cu respectarea anumitor condiții. În funcție de rata de incidență a cazurilor de infectare cu noul coronavirus la 1000 de locuitori. În municipiul Sighetu Marmației, rata de incidență este de 3,67 la 1000, condiții în care, începând de mâine, 5 februarie, potrivit hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, activitatea cu publicul în domeniul Horeca este interzisă. Rata de incidență a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se actualizează la interval de 7 zile, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale. Atât deocamdată, la revedere!